Dumnezeu și dracu, nu sunt compatibili. Și ce se întâmplă când încercăm să-i combinăm? Când încercăm să fim noi între? Ce se întâmplă cu viața noastră și cu rezultatele vieții noastre? Compatibili. Iar atunci când încercăm să-i combinăm, ajungem acolo unde a ajuns poporul evreu încă de pe timpurile lui Moise. Întotdeauna mă gândeam. Milioane au murit și doar câțiva oameni au intrat. De ce? O asemenea jertvă. Lucruri serioase. Dar dacă ne vom uita, vom vedea că de când s-au întâmplat aceste lucruri, numărul oamenilor care pierd nu mai este de milioane, ci de miliarde ca aceste miliarde să poată vedea și înțelege și nimeni să nu poată să spună că nu știa că acest lucru nu este scris în Biblie. Este scris peste care au venit sfârșiturile veacurilor, adică este pentru noi, pentru cei care au prins vremurile de pe urmă. Amin.